așa pe care o scoate emisiunea în limba română, la National Geographic, unde Cristian Las pe șoate datoria, și toate la oaltă se pot constitui într-un sprijin solid pentru școala românească, pentru cultura românească. Este foarte interesant că acest proiect al descendenței copilor al speciei umane lansat de ea ca Asociația pentru Dezvoltare Intelectuală și Personală, VIP, își propune să promoveze practic știința prin programe educaționale, adică să meargă exact acolo unde trebuie, și anume la școală. Folosind arta, folosind desenul potrivit, atrăgând și mai mult, pentru că se recunoaște. O ecuație diferențială nu are spectacol mare decât pentru matematicienii care sunt au mușcat cu dinții bine din matematică. În schimb, bine povestită, bine desenată, bine interpretată, bine jucată, chiar pe așa pe o scenă de teatru, matematica poate fi splendidă, dar și proiectul descendenții, dar și antropologia, care e un spectacol științific absolut atrăgător, povestit de Adrian Nicolae, care învăța deja să susțină paginile și vorbind, este un spectacol că decima la care copiii tineri vin, ascultă și se mai amează și învață.